Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News. Da, într-adevăr, noaptea spre 11, spre 12, cantitatea de apă a depășit 60 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care deja era terenul umed, era apă în sol, drept pentru care s-au antrenat aluviunile din Amonte și a trecut, precum vedeți, peste de DG244 și a inundat în aval. Mai rău este că în apropiere avem un podeț care de multă vreme ne face probleme și da, sperăm cu ajutorul Consiliului Județean să-l întărim, să nu fie probleme pe viitor. Este postul local sau național? Național. La apă. La de la 16 sau la 4, la de la 5, la de la 5. Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News.